Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. În această seară vom încerca să comentăm cele mai fierbinți subiecte ale zilei. Pentru acest lucru i-am invitat în studioul Informația TV pe domnul Ciprian Crăciun, consilier local al municipiului Satu Mare. Bună seara! Mulțumim pentru invitație! Pe domnul Beniamin Urs, consilier județean PNL. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Și pe domnul Radu Ardelean, director adjunct al Muzeului Județean. Bună seara! Bună seara! Stimați invitați, stimați telespectatori, după cum știți, președintele Franței, Macron, a efectuat o vizită în România, s-a întâlnit cu președintele Iohannis, s-a întâlnit cu premierul Tudose. Urmează reacțiile. Presa franceză și internațională, în general, relatează vizita lui Macron într-o notă puțin diferită față de cea românească. Se atrage atenția că liderul francez nu a primit la București susținerea pe care o speră în privința reformei directivei Uniunii Europene privind muncitorii detașați. O mare problemă între România și Franța este cu muncitorii detașați, în special din domeniul transporturilor. Firmele franceze preferă să aducă muncitorii români, care primesc un salariu de 1200 de euro, spre diferență de cei francezi, care muncesc pentru 4200 de euro. Normal, orice firmă, orice multinațională și care vine în România, da, de aceea vine, de aceea preferă muncitorii români, pentru că se mulțumesc cu bani mai puțin. Românii merg în străinătate, muncesc pe bani mai puțini, stau în chirii, stau câte 5 într-un apartament, stau pe unde pot, vin acasă și își fac case. Mă rog. Cum vedeți dumneavoastră situația, domnule Crăciun? A fost o vizită fructuoasă? Cine a câștigat și cine a avut de pierdut din această vizită? România sau Franța? Așa cum ați început și dumneavoastră, sigur că presa din Franța, am văzut că îl cam critică pe președintele Macron, nu a avut succesul pe care l-a avut la cei sau la austrieci. În schimb, presa germană îl critică pe președintele Iohannis. Da. Presa noastră, o parte din presă, laudă faptul că Iohannis nu a dat un răspuns imediat. Eu cred că vizita a fost bună pe general, dar mă bucur că nu a cedat așa ușor președintele Iohannis, astfel încât să spună, da, domnule, noi o să vedem, îi chemăm acasă și pentru că dacă Uniunea Europeană și cele 26 de țări pe lângă România au stabilit acel acord să fie liberă circulație și firmele să-și poată plăti, să-și aleagă personal, de unde vor, mi se pare normal să se respecte și în acest caz. Sigur că românii, în detrimentul francezilor, merg pe bani mai puțin, lucru care pe conducătorii companiilor de acolo nu poate decât să-i bucure. Dar s-ar putea să apară probleme cu oamenii calificați pe anumit domeniu, în cazul ăsta șoferii, al lor acolo, care sunt, să zicem, mai scump, merg pe alt tarif, pe alt salar, și Franța și-ar dori automat ca banii să rămână în țară, acei șoferi locuitori ai Franței să investească acolo, și un lucru oarecum normal pe care ar trebui să-l gândească orice președinte de țară. Dar, în acest context al Uniunii, este foarte greu să se aplice astfel de lucruri. Da, domnule Urs, cum vedeți România în Uniunea Europeană? Cum este văzută România în Uniunea Europeană, din acest punct de vedere? Vizita domnului Macron, cel puțin după părerea mea, în România a fost o vizită care a urmărit anumite interese ale Franței, nu neapărat ale României. Dacă domnul Macron nu a obținut ceea ce a vrut și noi n-am pus degetele la chipiu ca și în fața altora să zicem, da, domnule, așa vom face, a început să zică că nu suntem pregătiți pentru Schengen, că nu o să ne susțină și așa mai departe. Ori el avea alte interese. Interese să-și apere locurile de muncă pentru francezi, interes ca banii din impozite să rămână în Franța, să nu se impoziteze și să, statul român să nu impoziteze banii aceia muncitorilor care sunt detașați pentru o anumită perioadă de timp, ci impozitul să meargă la francezi. Și, bineînțeles, neobținând imediat lucrurile acestea, sau neobținând, ca și probabil în alte părți, sau văzându-ne pe noi că stăm și avem și noi o poziție, automat mi s-a părut că, dintr-o dată, zice că nu suntem
apți pentru Schengen, nu suntem gata să, așa mai departe, că noi mai avem de făcut așa, că noi mai avem de făcut așa, el a venit să ne corecteze. Cel puțin asta este părerea mea. A fost o vizită care a avut un anumit scop, un interes din partea lor, clară. N-a fost o vizită de curtoazie. Da. A fost o vizită în interesul Franței, în primul rând. Da, normal. Domnule Ardelean? Eu aș încerca să pun lucrurile într-o zonă mai concretă. Eu pot să am niște informații pentru că fratele meu este șofer de tir și lucrează, da. nu e în Franța, dar da. Este în Olanda. Acum, trebuie să... Aici sunt lucrurile, pentru că dacă vorbim așa la concret, înțelegem mult mai clar cum stă treaba. Macron se referă la dumpingul social, dar nu vorbește despre muncitori. Vorbim în domeniul transporturilor, da. Ca exemplu. Firmele românești au posibilitatea să campeze și să lucreze în Franța. Asta e situația. Nu șoferul, muncitorul, sunt foarte puțini cei care lucrează în cadrul unor firme străine, germane, franțuzești sau de altă nație. Pentru că acolo e mai greu ca eu, francez, patron de firmă de transport, care am șoferi din Franța pe care îi plătesc, iarăși diferența asta nu e chiar așa mare între cât câștig un român și un francez, dar dacă eu plătesc cu 3.500 de euro un francez de la mine, un șofer la mine cu 3.500 de euro, e mult mai greu să, dacă vine un român, să-i dau 2.000 de euro, pentru că ei sunt colegi în definitiv. Se întâlnesc și da. Discută și asta e foarte greu. De-aia eu știu că sunt cei mai norocoși sau cei mai descurcăreți români care au reușit să se angajeze la firme nemțești sau franțuzești sau belgiene sau, mă rog, așa, au un salariu foarte apropiat, poate că ceva mai mic decât cei locali, dar au salarii asemănătoare. Și, de asemenea, ei plătesc taxele, că Macron vorbea și de un dumping fiscal, ei plătesc taxele în Franța, cei care sunt angajați la firmele franțuzești. Da. Ei își plătesc acolo taxele, le convine pentru că își asigură, dacă adună ani suficient, își asigură o pensie mult mai bună decât le oferă statul român. Dar firmele românești de transport pot să își facă, să lucreze direct cu să aibă sediile acolo și firmele astea plătesc acolo niște taxe, dar taxele de pentru CSE și pentru toate taxele de vin în România. Astea, da, ei le plătesc în România. Oamenii ăștia sunt au un salariu minim, șoferii de tir și da. Ce câștigă în plus este o diurnă. Ori diferența e la 3.500 un șofer francez sau neamț și ai noștri câștigă între 1.700, 1.800 și 2.000, 2.100, depinde. Deci nu e chiar așa mare diferența. Firma românească plătește mai puțin. Da. Deci practic este diferența între o firmă franceză și o firmă românească. Exact. Deci firmele fac concurență, nu angajații. În domeniul transportului. Da, da, da. Dar eu cred că diferențele astea mari de salarizare în cadrul aceleiași firme sunt greu de făcut. Adică dacă eu am muncitori în construcții, să spunem, am muncitori francezi. Bine, în primul rând ăla nu face munca pe care o face românul, că trebuie să vedem și lucrurile astea, că un francez dacă ar trebui să facă, sau o franțuzoaică dacă ar trebui să îngrijească 2-3 oameni în vârstă cu condițiile care
trebuie și așa, în mod sigur n-ar face-o pentru banii pentru care o româncă o face, da, acolo. Dar astea sunt situații individuale, cazuri de muncă individuale, nu în cadrul unei firme, într-o fabrică. De altfel, sunt foarte puțini români care sau, mă rog, și alți estici din Estul Europei care reușesc să aibă un loc de muncă într-o fabrică cu înaltă calificare, deși sunt calificați. Dar nu, pe ăștia nu îi angajează. Nu îi angajează în fabricile lor, nu îi angajează în spitale, angajează medici, mă rog, dar asta e altă discuție. Și lucrurile pe aici se învârt. Adică ei și profită de faptul că oamenii ăștia merg și fac acolo niște munci pe care ei nu le acceptă. Sau dacă le-ar accepta, ar cere mult mai mult. Nu știu, sigur, dumpingul social, mie mi se pare că se referă în primul rând la sectorul de transporturi. Și cred că de aia și transportatorii au încercat ieri să facă un meeting de protest și nu li s-a aprobat, tocmai pentru ca să-și apere transportatorii români, ca să-și apere drepturile, știind că Macron vine determinat să cumva să își rezolve situația asta pentru care o presiune în Franța. Pe de altă parte, trebuie să observăm că Macron, bine, la cehi, la slovaci, nu știu exact, știu că au zis că ok, nu avem nicio problemă, dar trebuie să vedem că în Cehia salariile sunt mult mai mari decât în România, deci și de altfel nici nu au o populație ca România sau Bulgaria, Polonia, ca să le punem în pericol locurile de muncă cehii și slovacii. Cehii, eu cunosc români care lucrează în Cehia pe salarii foarte bune și cine știe, ori fi negociat și au zis nu sunt similare situațiile. România și Bulgaria nu sunt membre Schengen. Observați că Macron nu a ocolit Ungaria și Polonia. Polonii au zis clar că ei nu discută problema asta dumpingului social, dar ei sunt pe cai mari, ei sunt în Schengen, ei au o altă poziție și o respect, trebuie să spun, poziția Poloniei în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, eu mă așteptam de la un președinte al Franței să fie mai fin în ironii, adică formula că aveți tot dreptul să cereți să fiți în Schengen, mie mi se pare de cel mai prost gust. Posibil. Eu așteptam de la un rus să ne spună asta, nu de la un francez, care de regulă sunt, trebuie să aibă un pic mai multă, nu diplomație, dar măcar finețe în exprimare. Adică, ce aveți tot dreptul să cereți? Păi toată lumea are dreptul să ceară aproape orice. Cine îți îngrădește dreptul să ceri ceva decât în cazul în care chiar ți se pune piciorul pe cap, nu ai voie să ceri nimic. Eu mă așteptam să spun aveți tot dreptul să fiți în Schengen. Dacă vii să ne ceri niște chestii, păi lasă și de la tine. Poziția că Iohannis nu a cedat și... Păi a cedat sau n-a cedat? Aici e discuția. Nu a cedat nimic. La urmă, nu a spus. Exact. Exact. Și pe Schengen. Dar nu a spus că nu susține. Franța a zis că susține intrarea sau aderarea noastră la Schengen. Nu. Dar nu avem dreptul să cerem. Avem dreptul să cerem. Avem dreptul să cerem. Asta e cu totul altceva. La nivelul ăla, eu lucrurile astea îți spun niște chestii. Adică dacă zice că aveți drept, tot dreptul aveți să-l cereți, păi stai frate, tu ești președintele Franței, nu poți să-mi lași, să spui așa, viv la Quebec Libre, adică să nu înțeleagă nimeni nimica. E clar că trebuia să spui, dom'le, noi vă susținem să intrați așa, bine, vom discuta, vom nu știu ce. Eu cred că formula aia a fost foarte bine gândită, de aici vor porni negocierile și se va negocia totul. Și de-aia nici Iohannis nu a zis, se va negocia și vom vedea ce va ieși. Nu va negocia Iohannis, se va negocia la nivel de minister de externe, și vom vedea. Aici au și firmele franceze de spus ceva și firmele germane și vor avea și firmele românești. În definitiv, să nu uităm că
Auchan și Carrefour obțin în România profituri mai mari decât obțin în Franța. Da, adică și taxele, și taxele. Și nu plătesc taxele. În România asta este scot, plătesc niște taxe de sub 1% față de alți retailer sau alte firme românești care plătesc sume grele. Despre asta era vorba și acum câteva luni, când se punea problema că, bă, totuși vin aici. Deci ei fac profit în România și... Ne omoară piața noastră, ne omoară piața de alimente, producătorii, comercianții, lucrurile trebuie puse pe masă. Nu știu acum, se respectă sau nu 51% să fie marfă românească? Nu, este dreptul, dar... Cine verifică? Cine verifică, asta nu știu să vă spun. Că toată lumea este de, nu este obligație. Nu este obligație. Nu am văzut cartofi până la urmă tot din Spania. Am văzut denumeratori într-un colț acolo, produse românești, tocmai ca să nu fie. Știți foarte bine că politica marketing, din ce vezi mai mult, din taia ei. Acum nu mergi să cauți cartofi în colțul hipermarketului. Sigur, și aici se poate face, dar nu cred că trebuie acceptată această discriminare, aș putea spune chiar... Dar muncă egală, salariu egal, așa ar trebui, dacă așa a fost pornită Uniunea, așa ar trebui să meargă, pentru că se creează un precedent, mâine vedem la medici, poi mâine vedem la ingineri, că românii ingineri trebuie plătiți mai puțin. Deci nu cred că acest lucru ar trebui să meargă mai departe. Suntem noi românii la coada Europei, de fapt. De fapt, suntem la coada Europei pentru că noi, din România, mergem în țările astea din Uniunea Europeană și suntem mulțumiți cu salarii mai mici. Da, așa este. Suntem mulțumiți pentru că mai mult România câștigă aici. Da. Sigur, nu cred că salariul din România este cel mai minim pe departe din cele 27 de țări state membre a Uniunii Europene. Dar toată lumea tinde la mai mult. Deci nu putem acuza nici cetățenii români care merg și fac tot felul de artificii pe acolo, stau, cum a zis dumneavoastră, 5 într-o cameră, da. Mănâncă când mănâncă, se distrează sau își fac timp pentru ei, dacă își fac, când își fac. Deci, eu nu cred că trebuie să acuzăm nici pe ei și nici țările care îi folosesc în detrimentul unor sume poate mai mici decât de a folosi pe cetățenii țărilor proprii. Pe de altă parte, și dumneavoastră, domnule Benius, și dumneavoastră aveți firme private. Ați putea mări salariile? În ce condiții ați putea mări salariile angajaților? Da, aici sigur piața e foarte... Ziceați adinaur că retailerii și lanțurile de magazine din Franța și nu doar au 1-2% din bani lasă în România. Ceea ce iarăși e o discriminare, pentru că noi plătim foarte mult la stat în comparație cu ei. Da. Acum, sigur, ați deschis acest subiect și nu pot să nu-l dezvolt puțin. Noi aveam o discuție... câțiva producători de confecții din satul mare. Dom'le, noi nu ne mai permite piața să mărim foarte mult, pentru că ajungem, sigur, profitul s-a tot diminuat, odată cu creșterea salariului minim și nu doar, cu toate taxele și impozitele, și ajungem să vindem același produs, dau un exemplu, un sacou de bărbați, la același preț cu branduri de masă, că nu sunt de top, dar foarte cunoscute în toată lumea, da? Și atunci asigur că omul cerce, iau între, nu dau numele, bine, dar mai să zicem, ăla-i chiar făcut, pentru că sunt o grămadă de chinizerii care își pun etichete, deci asta cu etichetele puse pe confecții. Da. Nu, am dat un exemplu. Se pun pe vapoare, da? Sau pe... Eu cred că și aceste confecții care spuneți dumneavoastră, în sistem lor, pe vapoare, care sunt nefiscalizate, da. Totdeauna a fost... dezvoltate aceste industrie în țările slab dezvoltate, subdezvoltate chiar aș putea spune. În momentul în care se ridică oarecum și începe economia să meargă și nivelul de trai să crea, ei se mută de aici. Atât cu fabricile, cum am văzut și la jocul, la un moment dat cu Nokia, când nu le-am mai oferit facilități, au plecat. Da. Lucru care nu e normal. Să le ofere la străini facilități și la cei autohtoni, la producători, să-i lese... Să-i omoare, nu? Să-i... Nu să plătească facilitățile celor. Acum știu, sunteți din PSD, nu puteți să spuneți că guvernul PSD omoară întreprinzătorii. A fost înainte Ciolo și aceeași chestie. Sau... Da. Au zis, da, vreau să spun și eu ceva. Când a venit Renault în România la Dacia, la Pitești,
Nu a venit pentru că aici e apa mai bună sau aerul mai curat, da. A venit pentru că mâna de lucru a fost foarte ieftină și nu a protestat nimeni. Din potrivă, și noi ne-am bucurat că da. Eram într-o situație în care aveam nevoie de investiții străine și poate că Dacia nu ar mai fi existat dacă nu venea Renault. Deci lucrurile astea trebuie să... adică trebuie să se într-o balanță. Pentru că și oamenii care merg acolo, medicii, de exemplu, medicii francezi, nu se plâng că vin medicii români acolo să lucreze pe acelea salarii pentru că e loc pentru toată lumea. În sistemul ăsta se plătesc și ok, dar inteligența asta, dar oamenii ăștia care au învățat în România și lucrează în Franța în sistemul de sănătate, dar probabil că și în alte zone unde e nevoie de oameni foarte școliți, da. Cu școli făcute la noi, pe banii din România, nu? Cu facultățile făcute în mod gratis, sau, mă rog, unii și-ar fi plătit, dar deocamdată în România, cele mai bune școli sunt cele de stat încă. Foarte puține școli private se ridică la un nivel. Și atunci și oamenii merg acolo și lucrează. Ce facem? Uite, uităm pe toți înapoi atunci. Nu cred că mai trebuie încurajat. Sigur, a fost perioada, așa cum spunea și dumneavoastră, domnul Ardelean, când aveam nevoie de investitori. Rata șomajului era mare, încerca toată lumea să-și găsească. Uitați, acum ne confruntăm toți cu lipsa de și cu personal. Rata șomajului e în scădere din ce în ce mai mult. Dacă luăm lucrurile reale, probabil în România chiar surprinși. Eu cred, așa cum băncile, de exemplu, n-au plătit taxe și impozite în România, domnule, la un moment dat, în 2005-2006, toată lumea numai bancă vedea, nu vedeam farmacii, nu vedeam baruri și restaurante, câte... Sigur că aici vin paradisul lor dacă nu sunt fiscalizate. Deci decât așa, mai bine puțin și să fie fiscalizați ca și noi restul, da. Și atunci e egalitate. Putem discuta de egalitate. Adică ideea este că pe firmele străine nu prea le poți controla, dar pe firmele românești da. Le poți. Atunci, ce? Întotdeauna dă biciu pe calul care trage. Așa nu? Este, așa este. Băncile la fel. Știm foarte bine că avem bănci franțuzești în România care... De tot felul, facturi imense. Și atunci lucrurile astea se pun într-o balanță, trebuie negociate, asta o fi zis și Klaus Iohannis, domnule, bine, vom discuta și vom vedea. Sigur că probabil că acolo unde cehii și slovacii au acceptat, s-au discutat dinainte lucrurile, la noi lucrurile astea urmează să fie discutate și să vedem. Da. Au tot dreptul din problema, punctul meu. Problema la noi este că noi suntem considerați o nație ca și înainte, domnule, ne mergeam și ne căciuleam și domnule, da, dădeam, da, așa îi... că au venit turci, că au venit rușii, că au venit într-o vreme și comunitatea europeană, ce spuneau, aia se făcea că așa spun ei, că așa... Stai, domnule, că ne avem și noi un punct de vedere, nu? Și să ne consultăm și noi, să vedem care sunt interesele și a noastre. Interesul vostru este ca șoferii noștri să nu meargă să lucreze în Franța. Dar stai, dar și noi avem interesele noastre. Noi avem interese, la un moment dat, să nu iasă banii din țară, așa cum fac mari retailer. Exact. Sau așa cum fac alte firme franceze care își duc profitul și își externalizează profitul din țară. Noi nu avem interese? Să urmărim doar interesele lor? Din punctul meu de vedere, Europa se face vinovată că ne-a răpit cei mai frumoși tineri și cele mai frumoase inteligențe pe care le-am avut. Le-a răpit și am omit cu bani. Da. Asta este situația. Până când? Și uitați-vă care sunt interesele. La un moment dat am discutat cu o personalitate și mi-a spus în Irlanda aveau nevoie de 100.000 de oameni în construcții. Au stat mințile luminate la o masă și au spus ce facem. Cum să facem? Pentru că pe 100.000 de oameni în construcții avem nevoie de ei 10 ani. Le-au dat niște salarii imense, 4.000, 5.000, pe vremea când se câștigau 1.500-2.000 de euro. Au dus 100.000 de muncitori în construcții în Irlanda. I-au plătit foarte bine. După 5 ani, oamenii ăștia au zis, hai să ne băgăm la un credit, să ne luăm o casă, domnule, uite cum merg treburile. Da. Au investit într-o casă, când n-au mai avut nevoie de ei, le-au scăzut salarii, n-au mai putut plăti ratele și au persoane după 10 ani, au pierdut tot și 10 ani din viață au pierdut pentru o
mărșăvie gândită înainte să-i ducă în eroare pe 100.000 de oameni care au lucrat în construcții în Irlanda și au ridicat Irlanda. Da. La alte mese se discută lucrurile astea. Da. Ce a vrut Macron să facă e doar de suprafață. Și noi românii, domnule, mă consider unul care, sau făcând parte dintr-o națiune care oarecum i-a fost răpită cei mai frumoși tineri ai noștri. Să subliniez. Imaginați-vă o masă rotundă. România este la această masă rotundă sau e la o masă cu colțuri și stă în colț? Nu știu, dacă nu, cumva stă în picioare. Eu cred că va avea din ce în ce mai mult de spus în Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât anul viitor se dorește să preluăm președinția Consiliului Europei. Eu cred că și România are multe de spus, foarte mult. Discutam aici de valori umane, da? Nu doar de acei șoferi, ci de medici, de ingineri, de cercetători, de care îi regăsim în toate țările Uniunii și nu doar a Uniunii. Să știți că și un șofer bun e greu de găsit. Da, chiar este o criză, vă spun, este o criză extraordinară din Baia Mare. Am nașul meu care are firmă de tir, mă scuzați, și ce, bă, nu dai anunț, nu avem, și să vină din satul mare, că mai sunt și la alte firme, vedeți? Deci, uitați-vă câți români lucrează la concertul CERN, la stația de cercetare. Foarte interesant și lucrul ăsta. Sunt foarte mulți cercetători care lucrează acolo. Bun, eu i-am adresat mai devreme o întrebare domnului Ciprian Crăciun. Cum ar putea crește salariile angajaților? Dumneavoastră, cum i-ar putea crește? În mod normal, toată lumea vrea creștere de salar. Nimeni nu vrea scădere de salar. Toată lumea vrea creștere de salar. Prin productivitate. Dom'le, suntem mai productivi, reușim să producem produsul acela la un preț mult mai avantajos și în felul acesta, bineînțeles, bunăstarea societății comerciale duce și la bunăstarea angajaților. Dar dumneavoastră vă loviți și de concurența din Uniunea Europeană. Aici ziceam că concurența. Pentru că îți trebuie piața. Deci, da, bun, hai, este dacă n-ai o piață clară de desfacere, dacă n-ai o piață de desfacere clară, o piață de desfacere pe care te poți extinde. Deci Uniunea Europeană se extinde în România, asta exact e foarte clar. A fost unul dintre motive când am intrat. Da, bineînțeles. Cât la sută din firmele românești exportă se pot extinde în Uniunea Europeană. Sigur, și mai mult aici au tot felul de tertipuri de marketing, vin o jumătate de an, un an, lasă prețuri mici. Da, ei își protejează producătorii lor. Producătorii sunt protejați. De exemplu, austriecii își protejează producătorilor. Fiecare țară are tertipuri de a-și proteja producătorii. Bineînțeles, noi, adică în Uniunea Crescătorilor de Păsări, o firmă a încercat o fermă să exporte în Franța ouă. Au fost ținut tirul o săptămână până când fac ei analizele de cutare, că nu au voie, că să vadă dacă analizele lor corespund cu a noastră, după o săptămână jumate tu te-ai pus să te scăzi. Deci sunt niște tertipuri de astea prin care automat ei își protejează. Bun, să vedem. Și următorul tir nu l-am mai trimis. Că a fost un scandal cu contaminarea ouălor, cu contaminarea gălbenușului. A pornit, eu cred că acest scandal a pornit tot din cauza concurenței. Din cauza concurenței, vă dați seama că cea mai mare industrie este industria farmaceutică din lume. Și sunt și aici interese. Bineînțeles că problema era păduchele acela de găină cu care Europa se confruntă din anii 70. Da. N-au găsit soluția. La noi rușii au venit și au dat cu DDT. DDT. Și au scăpat tot pe vremea comunistă. DDT. Acum este interzis. Da. Fipronilul a fost interzis doar din anul 2010. Așa. Deci până atunci n-a fost toxic. Până atunci n-a fost toxic. N-a fost toxic. Până atunci n-a fost toxic. Din 2010, dintr-o dată a devenit toxic pentru că Bayernul, cel care produce medicamente și produce tot așa un insecticid pentru, dar nu eliminarea căpușelor, ci doar ameliorează, la un moment dat a văzut că adică nu mai au piață în Olanda și în Belgia. Ce se întâmplă? Domnule, ăștia au dat cu altceva. Da. Nu? Și atunci imediat au pornit, au făcut analize să vedeți că s-a găsit fipronil în cantitate. Chiar au socotit câțiva că trebuie să mănânci aproximativ 3 tone de ouă ca să aibă un efect
cât de cât asupra organismului uman. Deci vă dați seama că cantitatea este mică. Dar pentru scandal e bun. Da. Și pentru aș proteja interesele lor. Domnule, cumpărați produsul nostru, ca nostru este agreiat. Și așa mai departe. Sunt niște interese, interese financiare. Da, dar eu am văzut o reacție a României, cum că și din Germania au venit ce praf de ouă, care și ăla era infestat cu, da, cu aceeași chestie. Da, da, era la, dacă mergi la laborator, găsești substanța cu tare. Și când am aderat în Uniune și fiecare țară aproape același parcurs are. Dom'le, imediat a venit pesta, porcină, a venit boala vacii nebune, a venit aviara, practic... Noi ne-am cam redus un picuț producția de... Păi ce înseamnă, de fapt, pesta porcină asta? Ce înseamnă? Ce efect are asupra României? Nu mai poți exporta. Exact, ba mai mult, să sacrifici unde a fost. Deci, sigur că ei prin asta câștigă teren să vândă pe piața noastră și a țărilor care au pățit același lucru ca și noi. Sunt chestiuni de război economic, care sigur, da, numai noi le pățim. Vând, dar cineva trebuie să apă niște țara. O trebuie să omoare nu știu câte milioane de vaci acum vreo 10 ani sau când. Adică toată lumea are de furcă cu chestiile astea și războaie. Acolo, probabil, de piață e mai mică pentru cineva care are interes, acolo se întâmplă fenomenii. Interese de astea din partea celor. Cu siguranță. Eu cred, eu îi suspicionez pe cei de la Bayer, dar n-am voie să spun, da, de că au făcut niște chestii de astea care, până la urmă, au fost niște interese. Bun, deci, practic... Există o masă rotundă la care minți luminate iau decizii în ce privește macroeconomia Uniunii Europene. Suntem și noi la masa aia sau nu? Eu mi-aduc aminte de Merkel, de Angela Merkel, da, care acum vreo câteva luni de zile a spus așa: pentru ca Uniunea Europeană să prospere, trebuie ca Franța și Germania să prospere. Ei sunt motorul. Așa s-au denumit, autodenumit motorul Uniunii Europene. Da. Eu mă gândeam că mai bine ar suna dacă, ca să prospere Uniunea Europeană, ar trebui ca toți membrii ei să prospere. Da, sau ar trebui ajutați cei care... Bun, ei pot să prospere și restul să nu prospere. Și atunci... Să prospere în Uniunea Europeană, de dacă nu prosperă toți membrii, iarăși nu e o problemă. Nu poate să reziste Uniunea la nesfârșit dacă doar unii beneficiază sau prosperă și alții nu. Da, probabil că... Ați văzut, n-am fost în Schengen, cum ne-am dorit să fim noi în spațiu Schengen, dar pentru aia migranții toți au plecat prin Germania, prin Ungaria, deși... Poate noi îndeplinim toate condițiile la momentul... La păi moment, declarațiile sunt, că îndeplinim toate condițiile care ni s-au pus. Numai că sunt olandezii care cu ajutorul nemților ne blochează, știe tot. Deja problema, domnul Ardelean, este că noi n-am cerut, cum zicea Macron. Domnule, aveți dreptul să cereți. Domnule, aveți drept, aveți tot drept. Da, dar tot dreptul aia să cereți. Ca și cum asta ar însemna că și avem dreptul ăsta. Nu e adevărat. Nu avem dreptul să cerem, asta știam și noi. Da. Trebuia să ne spună că aveți dreptul să fiți în Uniunea Europeană. Asta era o declarație pe care pe mine m-ar fi bucurat. Dacă avem dreptul să cerem, eu cred că... Pe mine, cel puțin, mă simt luat de prost, așa, de președintele Franței. Da, pe de altă parte, bun, președintele francez a venit cu interese economice, foarte clar. Dar Roma are de cumpărat două aeronave. Ai, Airbus, ce face? Ce cumpără? Airbus sau Boeing? Da, așa primim elicoptere sau vom cumpăra elicoptere. Oricum, cumpărăm sistemul Patriot. Da. Deci cumpărăm și de la America. De ce... Se spune că președintele Iohannis a început o ofensivă diplomatică. A început o ofensivă diplomatică că noi ne apucăm să cumpărăm ba de la americani, ba de la francezi, ba de la nemți. Adică, stai un pic. Pe partea de... Este ofensiva diplomatică sau de fapt ne iau toți de proști? Eu am văzut o replică pe Facebook a cuiva care spunea: în Europa au apărut o proastă care are bani și cumpără. Minim, Macron va face o vizită. Așa, da. Acum, mă rog, asta ca și cancan.
Da. Eu cred că și până acum s-au făcut astfel de achiziții, sigur, nu doar aeronave, că da, știm exact cum a fost, cum a fost aromul, de exemplu, în, în industria de armament. Ați văzut că se fac investiții și la noi în țară. Sigur, se cumpără acele rachete Patriot, se cumpără elicoptere. Sigur că acum poate ni se pare un picuț investițiile mai multe, tocmai pentru că n-au fost făcute an la rând. Dar am văzut declarații la și fostului ministru, apoi și actualul ministru și a premierului, prin care ei vor să stimuleze producția și la noi, producția autohtonă. Iar un lucru care e extraordinar. Mai avem probabil 5-6 locații în care se mai fabrică armament și, și până la jumătate de la Cugiră le au rușii. Da. Și deja ies mașini de cusut. Când cumperi, de la, când cumperi mașini de cusut, chiar poți să-ți faci mașini de cusut. Tohan. Da. Un lucru mai vreau să spun și eu. Totuși, trebuie să recunoaștem că în Macron avem un partener de discuții cu care se poate sta de vorbă. Dacă, Doamne ferește, ar fi câștigat Marine Le Pen în Franța, da, nu mai aveai cu cine să stai de vorbă. Lucrurile astea se întâmplau direct, fără să te mai întrebe nimic și ar fi fost o problemă mare. Eu cum cred că asta e diplomație, să se poată sta de vorbă. Exista un Frexit, da, dacă venea doamna... Așa că au venit și încă ceva. Cel puțin din punctul de vedere a primei doamne, avem 1-0, după părerea mea. Adică doamna Hanis arată mai bine. Între România și Franța... Păi e și mai tânără, nu? Da, este. Mă rog. Este. Adică știu că între domnul și doamna Macron sunt o diferență de 25 de ani. Între domnul Hanis și nu cred. E invers. Așa față 5 ani, sigur că da. Bun, dar oricum, doamna Franței arată bine la 65 de ani, deci așa sunt gândit, stați un pic. Excepțional. Da, oricum, arată la, cum arată, dar are 65 de ani. Da, deci, sigur, gusturile nu se discută de doar de la sigur, sigur, sigur. Poate n-ați fi ales-o ca doamnă, dar uitați, are 65 de ani. A avut o prezență simpatică, da. Foarte, foarte frumoasă. Să-i duci la muzeul satului, să-l duci pe un francez care se laudă cu castelele de pe Loara și cu Louvre și cu Versailles și cu o grămadă de lucruri din astea, să-l duci la muzeul satului, să-i arăți acolo niște case țărănești, ca și cum... Asta suntem, puteam, da. Eu l-aș fi dus la pele. De aici am pornit. Nu, da, bine, plecat. Toți au plecat de acolo, nu numai noi, deci și francezii. Da, dar unde ați ajuns? Tot. Da, și tot acolo suntem. Eu l-aș fi dus la Peleș, de exemplu, sau l-aș fi dus undeva, mă rog, nu, poate mai e greu de dus chiar până potrivit. La Peleș. Ați văzut câtă securitate a fost mobilizată și de la aeroport până... Da, dacă punem în discuție așa, haide să vedem, e potrivit... Asta e ca și legenda cu Dromihete, când a venit generalul roman și domnul l-a pus la masă și pe ei au mâncat ceva sărăcăcios și ceilalți mâncau bucate, nu? Da, probabil, da. Așa este o legendă, domnule. Veniți la, să ne cuceriți pe noi, uitați noi cât de simplu trăim și uite ce, față de voi cum ne comportăm. Da, era potrivit să-i aducă... Efectiv, la muzeul satului. Lucrurile astea cred că sunt lucruri de protocol, se discută. Da, se... Acum nu suntem noi în stare să zicem, domnule, era sau nu era. Încântat era. Era face parte din istoria, din istoria țării noastre. Domnule, așa au trăit românii, așa trăiesc românii. Domnule, să se cunoască, să se vadă. E un muzeu extraordinar, muzeul satului românesc, cu case făcute din anumite secole și din anumite regiuni ale țării. Da, e un interesant muzeul. Este interesant. Da, mă rog. Reprezintă o identitate a noastră, reprezintă un trecut al nostru, așa am trăit, asta a fost traiul nostru. Dacă nouă ne rușine de ceea ce suntem sau ceea ce... Atunci înseamnă... Atunci, de ce ne mirăm că alții ne critică? Da. Ne fac, nu, domnule, așa suntem. Asta e identitatea noastră. Pe de altă parte, dacă vorbim de case țărănești și de muncitori din Uniunea Europeană, de români din Uniunea Europeană, nu putem să nu vorbim de certeze. Certeze, după cum știți foarte bine, are palate. Da? Oamenii din certeze merg, muncesc pe bani... pe bani puțin sau pe bani mulți, depinde, sunt foarte mulți care în certeze au firme în străinătate, da? Muncesc, dar muncesc ca să-și facă case,
să-și facă niște vile imense, să-și facă niște palate. Problema lor este că n-au apă și canalizare. Sunt vile care au fosă septică și își golesc fosa septică în fața curții, în șanț. Așa că săracii oameni bogați din Certeze astăzi au făcut o grevă spontană, o mișcare de protest în fața primăriei. I-au cerut primarului Ciocan să rezolve apa, să rezolve canalizarea, să le dea pădurile înapoi, că cu pădurile iarăși e o foarte mare problemă la Certeze. Cum vedeți situația de la Certeze? O cunoașteți? Știți ce se întâmplă la Certeze? Da, chiar ieri am avut ceva musafiri care tot așa au firme în Franța de 20 de ani acolo, au venit, au palate, într-adevăr, stau un an, o lună pe an, maxim. O lună pe an, maxim. Da, cam așa. Și atunci jumătate stau la nunți. Și chiar discutam anumite chestiuni cu ei, pe care și apa. Păi, nu că ei n-au avut apă. Au avut apă, că de-aia sunt pierderi extraordinar de mari acolo. Doar că n-a fost trasă legal, nu a fost contorizată, lucru care mi se pare normal. Și dacă vine din inițiativa cetățenilor, cu atât mai mult, primarul trebuie să ia măsuri, să facă un proiect, dacă nu este deja acolo, să-i conecteze pe tot, să-i acordeze atât la apă, cât și la canal, să contorizeze și să fie la nivelul celorlalți cetățeni. Mai mult n-am ce să zic. Știm foarte bine că cel mai mare grad din județ de pierdere de apă e acolo. Deși dând și mai prin cădere, nu știu de unde, și ăla, în perioada verii, își certuri mari că sunt piscine, consumul e mult prea mare, dar când nu plătește nimeni, atunci sigur că toată lumea vrea să-și treacă mai mult spre el. Dar știți cum e izvorul, are cădere și își vin fiecare și își pun mai sus țeava, mai sus țeava. Înțelegeți că și probleme din astea sunt și la, deci nu numai la Certeze, sunt și la Racșa, da. Tot așa, tot din cauza asta. Bun, dar eu nu cred că nu se pot găsi niște, sau să se ia niște măsuri administrative. Păi să facă sistemul clar, sistemul sigur, de sigur, alimentare cu apă, de nu există. Păi ăla nu există. Deci ăla nu există. Mai dar poate face un proiect. Da, da, ce se urmează primar, să se facă, eu primar, am înțeles așa. Ei au o aducțiune de apă făcută în 84, timpul comuniștilor în 84. Și apa o folosesc, dar nu e potabilă sau așa am înțeles, nu poate fi folosită decât așa la niște treburi din astea. Nici și nu au da, e gratis. O stație e gratis. Asta e problema. Nu au stație depurare, da, nu au stație depurare. Nu au stație depurare ca o problemă. Au vrut să construiască stația depurare, dar este o problemă cu terenul. Cu terenul, terenul e a statului sau nu știu cum, deci este o încurcătură acolo cu terenul pe care vor să construiască stația depurare. Acum, eu cred că la Certeze sau oamenii foarte multe lucruri și-au făcut pe bani privați. Deci drumuri multe, sigur, și-au pus bani și și-au făcut. Și s-au obișnuit și cu ăsta. Și probabil că și primarul fiind toată așa într-un soi de ăsta, că las că-și fac ei singuri, știi? Dar, da, dar un sistem de canalizare nu poți să-l faci singur. Da, degeaba acolo, faci și, terenul, septică, n-ai ce face acolo cu... și terenul e și greu de făcut. Că da, nu e o zonă de câmpie unde să fie sap și câteva așa în cruce sau cumva și l-ai făcut acolo, sulițele alea, spante, tot felul de situații și va fi greu să-și facă, dar se poate face, e de lucru. Din câte știu eu, acum și apa și astea sunt probleme, dar fondul funciar e problemă mare acolo. Deci acolo cu păduri, cu terenuri, cu nu știu cum o să se aleagă, nici nu știu cum o să facem noi până în 2018 să punem ordine în fondul funciar, că suntem obligați prin de Uniunea Europeană, dar nu știu ce se va alege de treaba asta. Mă rog, da, sunt, într-adevăr. Am văzut și eu la pe site-urile ziarilor și astăzi imagini de acolo, sunt nemulțumiri, nu. Dar e și păcat să nu își rezolve. Nici nu mă explic cum de nu și-au rezolvat treaba asta de atâta vreme. Că sunt comune mult mai sărace și mult mai amărâte, care au de mult deja. Dacă nu cea mai bogată. Nu, și păi nu e așa, că sunt oamenii bogați, nu comuna e bogată. Așa e, oamenii sunt bogați. Deci să facem o diferență. Oamenii sunt harnici care au știut să-și investească sau și-au investit bani. Ei au muncit. S-au trudit, sigur. Și
Mă rog, poate că ar trebui să să înțeleagă și e mai bine, pentru că din câte știu eu, față de populația cât ar trebui, votează foarte puțini oameni în certeza, că sunt numărul de... Bine, sunt și foarte mulți care sunt plecați, adică și asta... Nu, eu nu zic că de un primar sau de altul, poate să fie oricare, dar învățându-se să-și rezolve singur problemele, au apelat prea puțin la primărie, ori poate că asta trebuie să fie un pic de spirit cetățenesc așa mai agitat acolo și să înțeleagă, să înțeleagă și cu ce se ocupă și nu știu dacă scandalul rezolvă treburile, poate mai degrabă implicarea directă și înțelegerea lucrurilor ar duce la rezolvarea acestor probleme altfel, adică cum să spun. Și cetățenii să știe, domne, totuși alegem un primar, alegem niște consilieri, să știm ce pot să-i cer la omul ăla. Ei se duc numai când au nevoie, chiar stringentă, da. Atunci... Da, bine, pe de altă parte, cât Sătmăren se implică atât de mult în activitatea... Bine, acolo spiritul ăsta e și mai extins în față de la restul lumii. Deci, cât spirit civic are un sătmărean, cât spirit civic are un sătean, da? Domnilor, stimați telespectatori, revenim în platoul Informația TV după o scurtă pauză de publicitate. Stimați telespectatori, venim în platoul Informația TV, unde avem invitați pe domnii Ciprian Crăciun, Beniamin Urs și Radu Ardelean. Am discutat despre situația de la Certeze, sigur am pornit de la Macron, vizita președintelui Emmanuel Macron în România, muncitorii din Uniunea Europeană versus muncitorii din România și, bineînțeles, am ajuns la Certeze. Situația din Certeze pare tensionată din cauza apei. Practic este tensiune, pentru că acum au venit oamenii și vor să-și rezolve problemele. Fiecare vrea să-și rezolve problemele în două săptămâni sau într-o lună cât stă acasă. Ce șanse au să-și rezolve problemele? Eu mă bucur de această inițiativă, pentru că mai devreme sau mai târziu trebuia să o aibă cineva și sunt sigur că va pune poate o presiune mai mare pe autoritățile locale, astfel încât în cel mai scurt timp, dacă nu, măcar până la anul, pe când se întorc apoi acasă, să fie rezolvată această problemă și sunt sigur că autoritățile locale se vor strădui să facă ceva în acest sens. Credeți că un primar PSD ar fi rezolvat mai repede problema? Acum, haideți să intrăm într-o zonă că e mai bună sau altul. Această problemă persistă de ceva timp. Deci nu e creată de un an de zile, de patru, e de multă vreme. Dar, sigur că odată și cu creșterea numărului de construcții, crește și consumul de apă și lucrurile se adună. Ba mai mult, ei văd acolo, în țările de unde lucrează, unde stau, văd civilizația care e peste nivelul țării noastre. Și atunci, sigur, vin de acolo, compară cu cei la Certeze, nu e canalizare, nu e apă, e o problemă. Eu, încă o dată, cred că e un lucru bun faptul că au ieșit în stradă, să zicem așa, au făcut un protest și eu sper că vor avea de câștigat tot ei. Toți cetățenii. Da, vorbim de situația muncitorilor. Românii din Certeze merg să muncească și stau câte cinci într-un apartament și acasă au vile. Sigur, da? sunt și care își permit și așa cum a spus dumneavoastră la începutul acestei emisiuni, au firme de 20 de ani, de 30 de ani în construcții în special și lucrează. Sunt care fac eforturi deosebite ca să strângă ceva bănuți și să vină acasă. Sigur că paradoxul e că mulți vin, construiesc o casă sau o casă mare, investesc foarte mult, câțiva ani buni, poate își fac și un credit, și stau o lună în ea, în acea casă. Dar, sigur că competiția, în ghilimele, dintre ei... Mândria. Da, e mândrie și beton. Foarte bine a făcut un... Remus Țiple a făcut o expoziție, da? Mândrie și beton. E exact acest lucru e... Eu cred că și se trudesc și dacă astea sunt obiectivele lor, să-și facă o casă mare și să se bucure o lună sau două pe an, trebuie respectate și să nu uităm că sunt oameni care totuși vin și cumpără materiale, lucrează acolo pe greu,
vin, cumpără materiale de la noi din țară, investesc, lasă bani aici. Deci, nu putem decât să le mulțumim și să apreciem pentru tot ceea ce fac ei acolo. Da, domnule Urs, cum vedeți situația de la Certeze? Pe situația de la Certeze se datorează, nu datorită, situația care este. Nu se datorează primarului și nu cred că primarul este vinovat pentru ceea ce se întâmplă acolo. Faptul că ei s-au racordat și au avut apă vreme de 20 de ani sau 20 ceva de ani sau 30 ceva de ani, nu au plătit pentru ea. Și dintr-o dată apa servul le-a făcut o somație. Nu? Că de acolo a început totul, prin care domnule sunt somați să plătească pierderile sau ceea ce consumă. Ei, dintr-o dată totul explodează și pușcă mămăliga sau cum explodează mămăliga, da. Că trebuie plătită apa, că trebuie contorizată sau domne, să se contorizeze clar fiecare consumator, apa servul să monteze acolo o stație de epurare care, sau o stație de tratare a apei care să ofere o apă potabilă pentru fiecare locuitor și fiecare cât consumă să plătească. Care e problema? Acum, ce să facem? Domnule, strecurăm țânțarul și îngățim cămila? Adică îți permiți, dar nu îți permiți să plătești apa? Sau cum erau la Strehaia, ceea ce au construit romii, la un moment dat, domnule, nu-și plăteau curentul, deci stăteau la lumânări în dita mai videle. Nu cred că nu-și permit lucrul ăsta. Și acum, care e problema? Că ăla consumă mai mult sau ăla nu consumă sau eu consum mai puțin? Nu. Hai să facem clar, domnule, fiecare să fie contorizat, apa servul să pună o stație de tratare a apei, să ofere o apă potabilă pe care cei care o consumă să o plătească cum facem toți. Nu suntem mai oșeni decât alți oșeni sau mai sătmăreni decât alți sătmăreni. Și cred că așa s-a rezolvat treaba foarte, foarte simplu. Da, dar așa se întâmplă în fiecare comunitate. Unii sunt mai șmecheri, alții nu. Unii... Nu cred că e șmecherii. Au fost niște discuții atunci când s-a făcut toată lucrarea asta. Se trăgea apă pentru Negreș când s-a instalat și la Certeze apa. Și datorită faptului că au luat ceva și au forat niște izvoare în zona Certeze, au oferit gratuit pentru certezani apă netratată, dar care o pot folosi pentru în alte scopuri. Astea au fost niște discuții și astea au fost la început. Și până la urmă, acum când s-au mulțit și vilele, s-au mulțit consumatorii, s-au mulțit apa servul și-a dat seama că pierde din faptul că nu încasează de pe urma apei pe care ei o consumă, sunt pierderi pe rețea pentru că s-a găurit, s-a mai dat un forar, n-a nimerit gaura asta, ori mai mutăm încolo, curge, nu contează. S-au făcut niște branșamente de astea de ilegale, neprofesioniști, sunt pierderi pe rețea, trebuie să înțelegi pe fiecare. Apa Serb este o unitate economică care își urmărește, bineînțeles, interesele. Nu poți dintr-o dată și fiecare, domne, se simte nemulțumit în toată povestea asta. Domnul Urs, doar că asta nu s-a întâmplat doar în vara asta. Nu s-a întâmplat asta, s-a întâmplat zile. Dar acum nu mai, știți, o secat tot și... Problema că, de exemplu, și Negrești, scade presiunea la apă. Oamenii sunt nemulțumiți. Păi da, nu spun că să sparge buba. Da, poate era bine să nu se lase să crească așa mare, din timp. Dar așa cum ne-am obișnuit la noi atunci când arde sărim cu furtunul să strângem focul, se pare că așa funcționa și aici. Mai pompieristic. Da, cam cum funcționează foarte multe în economia românească. Domnule Ardelean, ca să încheiem povestea de la Certeze... Atunci să trag și o concluzie. Eu cred că ne paște pericolul ca în comunitățile din Oaș, probabil că și prin alte locuri, să se dezintegreze mai repede decât pare că se poate întâmpla. Eu îmi aduc aminte că acum vreo 3 ani de zile vorbeam cu fostul preot din Certeze, care îmi spunea că, domnule, aici în 10-15 ani eu nu o să mai am oameni în biserică. Pentru că, îmi dădea un exemplu, sunt 11 doctoranzi din Certeze, deci nu sunt numai muncitori în construcții sau transportatori sau care fac mulți din astea, sunt copii care își fac doctoratele în Franța și care, datorită acestui fapt, au un viitor asigurat în Franța, că ei vor rămâne acolo și care și-au dus toată familia în Franța, inclusiv părinții și bunicii. I-au luat din Certeze și i-au dus în Franța.
Deci, dacă ne ducem să... și vom vedea în certeze o grămadă de anunțuri cu vânzări de casele alea făcute pe muncă multă și cu bani și cu efort. Se vând la niște prețuri și nici așa nu se vând. Adică ele sunt scoase, dar nu prea găsesc cumpărători. Eu să nu ajungem în situația că apa, acum e să ceartă pe apă, dar în 10-15 ani nu o să mai folosească nimeni, că se depopulează și comuna. Eu m-aș bucura să nu fie așa, numai că toate semnele așa arată. Ei mai vin acasă, într-adevăr, o lună, două, au părinții care încă trăiesc, dar încetul cu încetul natura spune, își ia drepturile și oamenii bătrânii se duc și vor veni la niște ziduri pe care le-au făcut și e o casă, nici măcar nu e casa părintească, e casă, o casă făcută de ei. O să constate că mă, eu nu mai am la ce să mă mai duc acolo, ce rost are să mă mai duc, vând pe acolo și o să le vândă, dacă o să fie cine să le cumpere. Nu știu, sper să nu fie așa, sper ca lucrurile să iau întorsătură fericită și bănuiesc în sufletele multora dintre ei, speră că se vor întoarce în România și probabil că... Sper că, că lucrurile vor merge mai bine la noi. Da, dacă, aici ai problema. Dacă vor avea o pensie, da, până acolo mai e cale lungă, mai da. Sunt 20-30 de ani, că oamenii sunt tineri și să se întoarcă și să își facă bătrânețile acasă. Da, dacă nu mai ai părinți, nu mai ai la ce să vii, vii un an, doi, trei și încetul cu și copiii tăi la fel, rămân în Franța. Școală, rămân în Franța și el nu o să vrea să vină în România, nu o să vrea să vină la certeze cum stau la Paris. Care acum sunt acasă da. Și care au copii care merg la școală în Italia, în Franța, la Barcelona și merg la școală în limba franceză, copiii vorbesc românește acasă, dar strecoară cuvinte franceze sau spaniole prin spaniole, nu, nu. Da. Așa sau italienești prin în discuția în dialogul de ăsta de acasă și de acasă, nu? Domestic, vreau da, să spun. Da, așa da. Între noi, deci da. Mai scapă câte o chestie, ombre și nu știu ce. Și mie îmi pică greu așa, pentru că, da, e firesc, ăla face școala în limba da, spaniolă, da, nu? Da, sigur că și va, da. Vor ideea este că acești tineri, care acum au 10-15 ani, vor termina liceul, vor termina studiile și în niciun caz nu mai au de ce să fie atrași să vină înapoi în România, pentru că nu mai este casa lor. Ei ce da. Văd? Vin odată, deci o lună pe an vin în România. Ce reprezintă pentru acești tineri care sunt de vârsta școlii România? Nu mai reprezintă nimic. Deci șansele ca ei să revină la certeze sau în altă parte sunt foarte mici. Dar nu sunt nule, pentru că dacă stau în comunități de români, că și în da. Pot fi, și vorbesc în limba română și... Nu, nu știa de identitatea lor, cel puțin oșenii țin la identitatea lor de neam. Dacă unii dintre cei mai mulți din țară să țină oșenii să țină la... Dacă eu vă spun că pleacă cu familie... Pentru că țin la tradițiile de nuntă, în primul rând, văd, în continuare. Da, și de nuntă și nu, doar inclusiv de vestimentație. Ieri am discutat... cu cei care au fost la noi și mi-au spus niște sume colosale care le dau doar pentru a avea acele haine tradiționale, care am aflat și eu că sunt și acolo pe grade, pe ranguri, roșu e cel mai sus, galben, verde, deci sunt niște... Apoi te să faci, bine. Da. Da, e o idee, dar să vă reprofilați pe alte. Da, e manufactură, e muncă foarte migăloasă da, și femeia lucrează luni de zile pe un costum. Da, deci, în urmare, eu cred că nu o să-și pierde așa ușor identitatea și cred că și copiii, chiar dacă vin acea lună pe an, se simt bine. Nu văd prea mare lucru în România, nu înțeleg prea mare da. Lucru. Da, da. Uitați exact ceea ce s-a întâmplat cu italienii, care au fost tot așa ca și românii după al doilea război mondial, au fost răspândiți în toată Europa. Nu uitați că în Italia s-au întors acasă. Renașterea în secolul XIV. Adică nu e același lucru cu românii, să comparăm. La noi am avut revoluție, domnule, nu renaștere. S-au întors acasă. Da. S-au întors acasă. După
îmi spunea cineva, am vorbit cu un italian, zice, domnule, părinții mei au fost plecați în Germania și, zice, vorbesc și limba germană și eu, că acolo am făcut școala, dar eu m-am întors înapoi la bunicii mei și aici au pământ, a început o afacere acolo, s-a întors înapoi în Italia. M-am mirat lucrul ăsta și nu numai românii suntem un popor migrator de-a lungul istoriei, adică migrația forței de muncă, de-a lungul istoriei portughezii au fost după al doilea război mondial, spaniolii au fost după al doilea război mondial, italienii au migrat enorm. Și sârbii. Și sârbii au migrat în căutarea unui loc de muncă. După al doilea război mondial, da. S-au deschis granițe. Pe urmă s-au întors înapoi. Putem învăța din istoria asta. Istoria se repetă, nu? În 40 da, la un nivel superior, ciclic. Pe o spirală și tot timpul la un nivel superior, numai că să nu se repete, depinde că noi avem niște noi suntem unici. Chestii să nu ne dorim să le repetăm așa la nesfârșit. Să sperăm că lucrurile nu vor sta cum spun eu. Dar eu am spus că ne pândește pericolul. Da. Sigur că nu e obligatoriu. De populării României. Ne pândește pericolul de populării României. Nu, eu certeze. Eu cred că situația din România, suntem, din punct de vedere economic, România crește. Și la ora actuală, cred că suntem peste salariile din Portugalia. Cel puțin din câte am sigur că crește. Da. Și... De aceea este o problemă pentru investitorii care au venit la noi doar pentru forța de muncă. Da. Astea sunt primele semne. Dacă vin, ei vor pleca. Da. Ei vor pleca dacă au venit doar pentru forța de muncă. Pentru că salariile vor crește în România. Vor crește, nu că vrea guvernul, pentru că piața muncii exact. Este de așa natură încât salariile vor crește. Nu știu dacă va crește și productivitatea, dar salariile vor crește. Pentru că, domnule, dacă guvernul vine și mărește salariile, automat crește consumul, automat tu ești obligat să produci mai mult, să vinzi mai mult, să ai o productivitate mai mare, automat salariatul tău are pretenții din partea ta. Da, în dorința de a vinde mai mult, încerci să cauți ceva ce faci doar tu și aici lucrurile evoluează, când zicem, domnule, de ce evoluează așa de repede ultimii 10 ani, sigur că aici toată lumea încearcă să-și găsească o nișă pe domeniul lui și acea nișă peste 2-3 ani deja nu mai e doar a lui, oare marea majoritate și se gândește și unul dintre ceilalți, hai să mai găsesc ceva, hai să mai inventezi ceva, hai să îmbunătățesc ceva și atunci sigur că lucrurile evoluează un picuț mai tare. E foarte bine că crește nivelul de trai, eu așa zic, dar din păcate natalitatea în scădere, așa cum ați sugerat că nu doar încerteze acest aspect, ci la nivelul țării. Și la nivelul Europei, stați, că și acolo sunt... Și la nivelul Europei. E nevoie de infuzie, ce infuzie de populație. Așa este, da. Uitați-vă că doar... Bun, dar ar fi o soluție pentru România, pentru filmele românești, să aducă chinezi. Deocamdată legislația nu propice pentru așa ceva. Nu, așa este, nu. Pentru că noi suntem discriminați din Uniunea Europeană. Adică din afara Uniunii Europeană. Dar trebuie să-i dau salariul minim din Uniunea Europeană. Ceea ce nu-i pot da nici la al meu. Da. De aici autohton. Plus că trebuie să le oferim anumite facilități de cazare. De exemplu, în Arad, am înțeles că sunt foarte mulți maghiari care vin să lucreze în județul Arad. Sunt maghiară și forță de muncă din Ungaria care vin să lucreze în România. Ei vin pe cont propriu, vin și pleacă. Da. Dar, de exemplu, a fost la Sibiu. Da? Și a fost mare, mare scandal la nivel național. Tot industria textilă a venit un număr foarte mare și a ieșit un tantam, domnule, că nu poți să-i lași așa, trebuie să le dai cazare, să le dai mese. Deci au venit chinezi sau ce au venit? Nu, din Bangladesh au din fost Bangladesh, și... Da. Da, am văzut reportajele la nivel național peste tot, mai ales în domeniul nostru textil. Nu e așa ușor. Și noi nu avem același legi de respectat ca și unul de acolo. Pentru el e mult mai ușor să ofere salariul ăla minim, poate la el e superior cu 30% peste minim. Și atunci îi convine. Ceea ce nouă, până acum nu ne-a convenit. Abia acum, dacă crește salariul minim pe economie, oricum mai avem mult până ajungem noi la un minim ca și cel din Uniunea Europeană. Da,
primii pași s-au făcut. Ca și cel din, ca și cel care din Uniunea Europeană. Așa media. Aici. Media din Uniunea Europeană. Și există, am văzut pe INS, o statistică. Primită fiecare țară cu mare, să facem media aritmetică și vedem exact care, care e salariul. Da. Să discutăm puțin și despre situația din PSD. Astăzi, sau mă rog, la Malul Mării se discută o ședință a femeilor din PSD. Ce e? Cum se cheamă? Școala de vară a femeilor? Nu doar, nu doar OFSD, Organizația de Femei, ci și tinerii sunt la Sulina. Așa. Bun, dar femeile sunt la Mamaia. Deci femeile la Mamaia, tinerii la Sulina. În fine, Liviu Dragnea face spectacol, s-a îmbrăcat în ie, discută cu femeile, spune că iubește femeile. De ce? Pentru că femeile din PSD nu l-au dezamăgit. Și nu l-au trădat. Acum face spectacol. Nu e prima dată când se îmbracă în ie, eu l-am văzut de mai multe ori, inclusiv la Bistrița de curând, când a fost omologat în Cartea Recordurilor acel număr impresionant de oameni care au jucat ora. Deci nu e prima dată, sau dacă vreau dumneavoastră să zicem că să dăm spectacol, da, nu o face pentru prima dată. Da. Faptul că a spus astăzi și a subliniat că iubește femeile, e un lucru excepțional. Mă gândesc că toți iubim femeile. Dar astăzi a fost o zi specială pentru femeile din Organizația Națională a Partidului Social-Democrat, pentru că s-au reunit pentru a discuta toate problemele pe care le au fiecare în organizație, ceea ce simte, fiecare pe compartimentele pe care sunt puși în județe, și sigur că aceste întâlniri nu fac decât să aducă o îmbunătățire a Partidului Social-Democrat. Atât centrală, pentru că acum avem momentul și să spunem cu ce ne confruntăm noi local. Fiecare organizație județene se centralizează, cei de la centru spun cu ce se confruntă ei și unde văd e că s-ar spune. Spuneți-mi câtă susținere mai are Liviu Dragnea în PSD. Se pune problema de acest lucru sau nu? Da, sigur că nu am văzut, este o întrebare interesantă, nu am văzut niciun sondaj să scadă acum, o ultima perioadă mai dar mult. Dar nici nu s-a cerut un asemenea sondaj. Absolut normal. Și atunci nu ar fi ok să dau eu, domnule, are sau nu are. Eu consider că are susținerea care a avut-o și până acum. Liviu Dragnea, sunt foarte multe de făcut. Mă bucur că am văzut parcă primele mișcări, gata, s-au terminat alegerile, acum trebuie organizațiile reevaluate, făcute alegeri unde e necesar, văzute compartimentele care n-au funcționat cum trebuie sau în alte județe n-a funcționat deloc. Și acesta este un lucru extraordinar, zic eu, pentru partid. Da. Oamenii profesioniști în fiecare compartiment pot să aducă un plus de valoare comunității. Fie că ajunge în administrație locală, județeană sau centrală, și atunci sigur că ar trebui oarecum pregătiți mai bine. Și sunt absolut de acord. Eu am spus aici, local la noi, că trebuie să pregătim mult mai mult sau să ne pregătim toți pe anumite domenii pe care le avem. Da, domnule Urs, din exterior, cum vedeți situația șefului PSD? Doamne, declarația că pe mine femeile nu m-au trădat niciodată. Nu știu, el le-a trădat? Deci asta e o întrebare retorică. Atunci stăm să ne întrebăm dacă fosta soție era în PSD sau nu. Nu? Că la un moment dat a zis, domnule, m-a trădat. A trădat el sau ea? Da. La urmă, trebuie să recunoaștem chestia asta. Asta e o declarație bombastică. Nu aș putea să vă spun. Nu știu exact. O declarație de asta bombastică să se facă plăcuță, nu știu ce. Ca și despre familie, că apărăm dreptul familiei. Familia cui? A lui? Sau familia lui Tăricianu, care din cele cinci familii lui Tăricianu? Stai un pic. Dom'le, dar deci asta nu înseamnă că trebuie să le analizăm doar familiile lor. Nu, sunt nu. Niște funcții nu. Care influențează foarte mult multe familii din România și atunci n-am venit să ne certăm, dar absolut. Doamne, e o declarație, eu am luat-o și am zâmbit când am citit-o, asta nu o discutăm, asta a simțit el să spună. Eu m-am întrebat, dar el a trădat?
domnule Ardelean? Dacă mă întrebați pe mine, eu aș încerca să, deși nu am prea multă diplomație în sânge, eu aș încerca să deviez un pic subiectul pe primul ministru Tudose, care pe mine mă surprinde plăcut, trebuie să spun. Deci dacă în momentul numirii, chiar în ziua numirii, avea un nivel foarte scăzut de încredere din partea, mă rog, era și scandalul Grindeanu și fuseseră și niște declarații chiar în ziua aia cu pilonul 2 de pensii, cu nu știu ce, constat că totuși este un tip de numit în anumite științe clarificator. Adică reușește să explice situații pe care alți demnitari PSD reușesc să le creeze foarte încurcate și să fac declarații pentru mine inexplicabil de neclare și de așa ambigue, și pe care presa, evident, și opoziția le speculează și le folosește, așa, dar reușește totuși Mihai Tudose tot timpul să vină și să explice, și constat că în rândul sindicaliștilor, a reprezentanților aia de la vârfa sindicatelor și nu numai, și a ziariștilor, tot, cel puțin de câteva săptămâni încoace, declarații foarte de bună apreciere pentru premierul Mihai Tudose. Acum, asta nu că este o surpriză, dar... Enzo are totuși o experiență foarte vastă în Parlamentul României, dacă nu mă înșel, din 2001 este parlamentar, ceea ce... Da, probabil că a învățat și a înțeles mecanismul comunicării. Dânsul este economist. Jurist este. Jurist. Da. Bun, dar pe de altă, mecanismul comunicării, că aduceți în discuție acest lucru. Păi nu, e normal la începutul ședinței de guvern să-l ia așa la mișto pe ministrul transporturilor? Mecanismul comunicării cu presa din România, vreau. Dar asta tot pentru presă, pentru că primele 10 minute sunt televizate, știe toată lumea, după aia discută ei între ei. Dar probabil că discută normal, numai că la început, în primele 10 minute, da, l-a luat la bani mărunți, săracul ministrul transporturilor nici n-a apucat să spună mare lucru la început. La fel s-a întâmplat și cu ministrul sănătății Bodog. Deci nu cred că își fixează un om, sigur că sunt probleme. E aperând, sigur. Dar sunt probleme și atunci trebuie... Vede românul că, uite, e un ministru care dă cu pumnul în masă. Da, păi, cum să zic, asta e treaba lui, să dea cu pumnul masă între miniștri, da? Da. Să le spună unde greșesc, dacă greșesc. Și asta mi se pare că e apreciat, chiar presa spune, foarte bine, în sfârșit, unul care face ordine acolo și se impune. Da, uite, știu, vedeți că a dat cu pumnul în masă, ministrul, tot se spune, și-a fost arunul și-a dat demisia. Da. Și a fost foarte apreciat și catalogat prin-ministru cel mai bun în perioada post-decembrist, Adrian Stase, pentru faptul că era foarte dur, foarte hotărât și eu cred că și foarte pregătit. Anastase avea altă autoritate, sigur, față de Tudose. Deci el era șeful. Am înțeles. Era șeful partidului, da. E o mare diferență, da. Este, într-adevăr, este o mare diferență. Dar asta nu înseamnă că prim-ministru nu poate lua atitudine. E obligat să ia atitudine și să treacă la răspundere ministrii de resort de acolo unde apare problema. Da, să vedem pe viitor cum evoluează treaba, dar până aici eu cred că Mihai Tudose e pe plus. Da, pe de altă parte, sigur, și Liviu Dragnea îi dă credit, și ministrului Justiției, Tudorel Toader, și se agață de președintele Iohannis, șefa DNA și secretarul și procurorul general României, că nu sunt de acord cu propunerile lui Tudorel Toader în ce privește modificarea legilor justiției. Dar eu am auzit că l-am auzit pe Liviu Dragnea spunând că nici el nu e de acord să se ia președintelui... Adică, nu știu... Sigur, am văzut o declarație astăzi a prim-vicepreședintelui a Comisiei Europene, care spunea că aceste modificări, sau o parte din aceste modificări pe care le cere Ministrul Justiției, au fost cerute prin mecanismul de cooperare și verificare, acel mecanism MCV. Și Franța are exact acel tip de
funcționarea justiției, adică Ministerul Justiției are atribuțiile pe care le cere Tudorel Toader. Vrem, adică vrem, nu e o... Nu vrem justiție independentă, haideți să încercăm să o avem. Păi da, nu independentă. Dacă o subordonează Ministerul Justiției... Da, ați văzut exact cum deci se face Caracatița. Din ce complet, din procuror... Domnul ministru Toader, dacă chiar vrea să facă o reformă în justiție, trebuia să înceapă, domnule, cu nevoile strigente care există la curțile de apel, cu dosarele care, domnule, sunt enorme, care judecătorii nu mai reușesc să le facă față, cu completele de judecători. Să înceapă de acolo de jos, să începem reforma de jos. El încearcă să controleze prin Ministerul Justiției toate, să tot procuratura, să controleze totul. Domnul Rus, sunteți antreprenor ca mine și în politică merg anumite lucruri care sunt chiar așa, dar se numesc altfel. Dacă de la dumneavoastră vine un control de la ITM și găsește trei nereguli și vă dă un termen de 30 de zile, le faceți? Ălea care le zic ei. Sau găsiți altele comisia, care... Vreți să ziceți că Comisia Europeană exact. Ne-a Doamne, dacă spune prin vicepreședintele, spune că a Comisiei Europene că aceste, o mare parte din aceste modificări, mă asigur, o mare parte. Așa, îți cerute prin acest mecanism de cooperare și verificare. Da, da, așa o fel. În Franța funcționează la fel. Adică și nu doar în Franța. Eu, după părerea mea, nu mecanismul e problema, ci modul, adică o sculă e o sculă bună dacă o folosești cum trebuie. Și de-aia eu am exemplu legii electorale, aia lui Pârvulescu din 2008, care ne-a procopsit că tot timpul era votul uninominal, nu știu ce, până la urmă au făcut o lege când ne-am trezit cu 700 de parlamentari fără să vrem, n-am știu ce ne-o lovim. Bă, dar cum au ajuns 700 de parlamentari acolo? Dar toată lumea se mira, da. Deși toți au votat legea și au fost de acord cu ea. Adică... votul uninominal sau votul pe listă e la fel de bun doar dacă oamenii știu ce fac, știu să folosească instrumentul ăsta. Așa și aici. Poate să fie președintele să-i numească, poate să-i numească un singur ministru sau nu știu ce. Dacă oamenii și toată lumea înțelege și face lucrurile cum trebuie. Cazul României, asta e problema. La noi în România totdeauna e treaba că oamenii nu-și fac treaba. Deci oamenii în general nu-și fac treaba. Oamenii în general încearcă să ciupească de pe unde pot. Dacă știți nu de la finanțe, de la patron. Dacă vreau să fie cineva care supraveghează și nu doar unul. Ca să zică, domnule, ăsta nu-mi place aici, mie. Instituțiile trebuiau să se supravegheze reciproc. Asta e toată ideea. Nu Ministerul Justiției să supravegheze totul, și instituțiile să se supravegheze reciproc. Da, să sperăm da, că da, această supraveghere reciprocă de multe ori blochează totul. Nu convine, nu convine. Păi de-aia se încearcă să se schimbe, că nu convine. Haideți să vă spun că ceva. Nu mai corespunde. În momentul ăsta... Nu mai corespunde. Adică nu mai corespunde cu cerințelor noastre. Nu, cerințelor piețe. Cerințelor... comunității noastre. Această, evoluează, trebuie să acest mod de gândire de, că se supraveghează unii pe alții, blochează de foarte multe ori și duce la inactivitate sau duce în niște prăpăstii că nici nu știi unde te poate duce. În mod normal, dacă toată lumea e de bună credință, lucrurile trebuie să funcționeze. Vă pot spune dacă că președintele din 2019 poate să se schimbe, să vină altul exact, și, poate să vină și guvernul se poate schimba să vină alții. Și atunci vor beneficia de ce se întâmplă acum. Domnul, adică nu înseamnă că un an de zile sau doi cât stă PSD-ul... Oricât vrem să ne certăm sau să discutăm în contradictoriu, domnul Tudorel Toader face parte dintr-un guvern politic. Da. Chiar dacă e membru PSD. Nu? Da, chiar dacă nu este, face parte într-un... Da. Subordonarea CSM-ului, subordonarea DNA-ului, subordonarea instituțiilor care controlează și se controlează reciproc în subordinea Ministerului Justiției va duce automat în subordinea politicului. Dar politic e și președintele, domnule. Președintele nu e venit de pe Marte. Totul va... Toată lumea e politică în zona aia. Totul va fi subordonat politic.
Și asta se urmărește, să fie subordonat politic. Păi și așa nu-i instituții, politic. Instituții care trebuie... Și așa e politic, dacă spune domnul Ardelean, numit de președinte. Bine, este domnilor, da. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Informația TV. Să sperăm că lucrurile vor fi clarificate de Parlament, da? Că de Parlament și de Guvern, așa spune și domnul Dragnea. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.